Ne propunem rezolvarea a două ecuații în care necunoscuta x se află în interiorul unei paranteze. Reținem, pentru rezolvarea unor astfel de ecuații, trebuie să desfacem paranteza în care se află necunoscuta x. Iar pentru ca desfacerea parantezei să fie posibilă, trebuie înainte să eliminăm operațiile care se petrec în afara parantezei. Respectiv, pentru prima ecuație, ecuația de la punctul A, înmulțirea cu 4 și adunarea cu 4. Deci ne scriem prima ecuație, 4 ori, paranteză dreaptă, 10 ori x minus 3 ori, paranteză rotundă, 2 ori 5 minus 2 la puterea 3-a, închidem parantezele, plus 4 egal 180. Vom dori, deci, în prima fază să eliminăm 4 care este mulțit cu paranteza și 4 care este apoi adunat acestui produs. Prima dată vom elimina 4-le care este adunat produsului. Și pentru a elimina pe 4 din membru stâng, vom folosi operația opusă cea celeia pe care o are. Deci dacă aici avem plus 4, noi vom scădea cu 4 în ambii membri, deoarece știm că adunarea cu 4 și scăderea cu 4 se anulează reciproc. Prin scăderea cu 4 în ambii membri, în membru stâng ne rămâne 4 ori, paranteză dreaptă, 10 ori x minus 3 ori, paranteză rotundă, 2 ori 5 minus 2 la 3-a, închidem parantezele, egal cu, iar în membru drept avem 180 minus 4, care este egal cu 176. În continuare, dorim să eliminăm pe 4 din membru stâng, care este înmulțit cu paranteza, deci vom folosi din nou operația opusă, și anume împărțirea cu 4. Deoarece știm că înmulțirea cu 4 și împărțirea cu 4 se anulează reciproc. În membru stâng, astfel ne rămâne, paranteză dreaptă, 10 ori x minus 3 ori, paranteză rotundă, 2 ori 5 minus 2 la puterea 3-a, închidem parantezele, egal cu 176 împărțit la 4. Cu un calcul pe ciornă, 176 împărțit la 4 va fi 44. Ne rescriem ecuația obținută. Paranteza dreaptă din membru stâng, deoarece nu mai avem operații în afara ei, își pierde rostul. Deci nu o vom mai scrie. Scriem simplu 10 ori x minus 3 ori, în paranteză 2 ori 5 minus 2 la 3-a, este egal cu 44 și am reușit astfel să desfacem paranteza care conținea necunoscuta x. În membru stâng al egalității noastre, în paranteza care ne-a rămas, nu avem necunoscuta x, deci putem efectua calculele folosind ordinea efectuării operațiilor. Ecuația noastră devine 10 ori x minus 3 ori. În paranteză avem 2 ori 5 minus 2 la puterea 3-a. 2 la puterea 3-a este 8, iar 2 ori 5 este 10. 10 minus 8 va fi 2. Egal cu 44. Deci ecuația noastră devine 10 ori x minus 6 egal cu 44. Și am ajuns la ecuație simplă de forma a ori x plus b este egal cu c. Eliminăm prima dată pe 6 din membru stâng. Și deoarece avem scădere cu 6, noi vom aduna cu 6 în ambii membri, deoarece știm că scăderea și adunarea cu același număr 6 se anulează reciproc. Deci în membru stâng rămânem cu 10 ori x egal cu 44 plus 6, adică egal cu 50. Ecuația noastră este 10 ori x egal cu 50. Iar în această fază vom elimina pe 10 din membru stâng. Deoarece 10 este mulțit cu x, noi vom împărți cu 10 în ambii membri. Și obținem x în membru stâng egal cu 50 împărțit la 10, adică 5. Soluția, deci, a acestei ecuații este mulțimea formată din elementul
5. Alăturat, vom rezolva cea de-a doua ecuație, ecuația de la punctul B. Respectiv, 3 ori, paranteză dreaptă, 10 la a doua împărțit la 10, plus 3 ori, în paranteză rotundă, 2 ori x minus 11, închidem parantezele, minus 11 este egal cu 100. Din nou, deoarece necunoscuta se află în paranteză, vom dori să ajungem să desfacem această paranteză. Pentru aceasta trebuie să desfacem înainte paranteza dreaptă, iar pentru a desface paranteza dreaptă trebuie să eliminăm pe 3 care vine înmulțit cu această paranteză și pe 11 care se scade acestui produs. Vom începe prin a elimina pe 11 și deoarece avem scădere cu 11, noi vom aduna cu 11 în ambii membri. Obținem 3 ori, paranteză dreaptă, 10 la a doua, împărțit la 10, plus 3 ori, paranteză rotundă, 2 ori x minus 11, închidem parantezele, am adunat cu 11 în ambii membri, deci membru stâng rămâne în această formă, iar în membru drept avem 100 plus 11 egal cu 111. În continuare, din membru stâng eliminăm pe 3, care este înmulțit cu paranteza noastră dreaptă. Deci vom împărți cu 3 în ambii membri. În membru stâng ne rămâne paranteza dreaptă, 10 la a doua împărțit la 10, plus 3 ori, în paranteză 2 ori x minus 11, închidem parantezele, egal cu 111 împărțit la 3, care, după un calcul pe ciornă, ne va da 37. Deoarece în membru stâng, în afara parantezei, nu mai avem de efectuat niciun calcul, putem elimina paranteza dreaptă, rămânând a desface paranteza rotundă care conține necunoscuta noastră x. Efectuăm calculele care sunt independente de x, respectiv în membru stâng avem 10 la a doua, care este 100, împărțit la 10. 100 împărțit la 10 este 10, deci în membru stâng avem 10 plus 3 ori, paranteză, 2 ori x minus 11, egal cu 37. Pentru a putea desface paranteza rotundă, trebuie să eliminăm 10 și 3 din membru stâng. Vom începe cu 10. Și pentru că avem 10 adunat la paranteza noastră, noi vom scădea cu 10 în ambii membri. În membru stâng ne rămâne 3 ori, paranteză, 2 ori x minus 11, egal cu 37 minus 10, adică egal cu 27. Următorul pas, eliminăm pe 3 din membru stâng, deoarece 3 este mulțit cu paranteza care conține necunoscuta, noi vom împărți cu 3 în ambii membri. În membru stâng astfel ne rămâne 2 ori x minus 11, egal cu 27 împărțit la 3, care este 9. Deoarece nu mai avem calcule în afara parantezei rotunde, rostul acesteia dispare. Deci putem desface paranteza. Ajungem astfel la o ecuație simplă de forma a ori x plus b egal cu c. Eliminăm pe 11 și deoarece avem scădere cu 11, noi vom aduna cu 11 în ambii membri. Obținem 2 ori x egal cu 9 plus 11, adică 20. 2 ori x egal cu 20, împărțim cu 2 în ambii membri, obținem x egal cu 10. Soluția acestei ecuații este mulțimea formată din elementul 10.